bani și care te bate să ajungă undeva în viață. Ei, în 40 de ani, acest scriitor de nici și-au băgat la cap aceste chestii. Și acum, gândiți-vă un pic la Dune. Păi, Dune nu e un roman SF, e un roman politic, filozofic, istoric, tot ce vrei. Cum poate să fie considerat un roman de nișă? E la fel de bun ca Shogun sau ca orice alt roman care a fost de 100 de un milion de ori mai celebru, popularizat, tradus în toată lumea. Același lucru pentru poliție, același lucru pentru romans. Deci, ca să ajungem la publicul ăla al nostru amărât de 100 de oameni sau cât sunt, noi, scritorii, așa zis de nișă, scriem la nivelul și peste mainstream. Deci, întrebarea mea este, cine e de fapt? Cine e în nișă? Noi sau ei? Eu zic că nu e nimeni în nișă. Eu cred că există scritori buni și Eu proști. definez nișa prin numărul de exemplare vândute. E adevărat. Deci nișa înseamnă 100, Dar 200, e 300. percepția greșită a publicului Majoritatea pentru e noi. între minoritate și majoritatea înseamnă 5.000 de exemplare vândute sau 3.000 de Dar exemplare știm noi că sunt 5.000 de exemplare vândute de... Nu, nu știm. Dar dacă mă duc la un librar și îl întreb E câte Lucian Boia ai vândut față de câte Lucian Dragoș Bogdan, o să-mi spună de alea 100 din alea 3. Boia nu are și el nișa lui, nu e pe nișă, nu e literatură mare. Deci un individ ca Dan Puri, care întâmplător îl cunosc personal și știu cât are în cap, adică câți neuroni, nu foarte mulți, cam câți o blondă. De ce e el celebru și vândut și niște oameni care au foarte mulți neuroni în cap și se chinuie să facă o chestie care să rămână în literatură, sunt băgați în nișă. Nu știu, poate pentru că ar trebui să vorbim și despre educația sau Exact, educarea publică. exact, aici e problema. Educarea publicului. Deci suntem văzuți în nișă și nu suntem. Cam asta e ideea. Nu mai vorbește nimeni.